încep și noi. Așa încep că transpir. Și-au venit de la Săgeam. Îl mai ridicăm o dată. Este piatra, cum să-l uite. Piatra s-a vedea. Piatra a fost undeva. Au dat și un microbus, dar microbus nu se cunoaște. Deci uitați aici, cred că se poate observa foarte bine piatra. Nu o pun pentru că trebuie să vină poliția. Mergeam civilizat, ne-am văzut de treaba noastră, nu am jignit, nu este prima comună, nicio comună nu am avut probleme. Și au aruncat cu piatra, au lovit-o. Inițial s-a desbrăcat. Pe o domnișoară, da? Ne-au arătat să ne obscene. Și-au dat pantalonii jos. Au trecut mașinile, au dat cu piatră. Asta fiind a doua mașină lovită cu piatra. După cum bine știți, ne aflăm în plină campanie electorală și până acum n-am mai avut probleme de acest gen. Ținând cont că aici se dă o luptă foarte aprigă între domnul Băgiu, sau cum îl cheamă, și domnul Lazar Gheorghe, adversar fiind domnul Mocanu Victor. Cum vă simțiți? Unde v-au lovit? Au! Și gâtul? Nu este prima dată când acest v-a lovit cu ceva? Copiat. Și nimeni nu are nicio măsură. Au ceva ce vă mai dare în afară ăsta? Păi nu mai sunt doar răutare cap. Ce bine e de. Și când s-a întâmplat asta? De cât timp? Nu știu să aproximez, 20 de minute. Chiar că în momentul când v-au sunat de la, salvare. Unde v-au lovit, domnișoară? În spate, în cap. În cap și în spate? Ia, rămâne. Da, era să le și noi să acum am văzut lumea aici. Care a fost? S-a ieșit cu toporul, dar suntem oameni, nu suntem oameni. Nu pot să-i spun om, este golan al domnului Cugiu sau cum îl cheamă. A aruncat cu piatră în auto. Pomnitură și după aia fugea băiatul ăla, după el să-l prinde. Dar-l cunoașteți pe ăsta care a aruncat cu pietre? Cu mătru, vecina, ce cu mine. E vecinul ăsta fără. E bolnav cu capul, prea. Are operații la cap, nu știu cât e. O, ce ciuciuti volea, că din băutură ce și. Erau două fete care erau cu mine în mașină. Și ce s-a întâmplat? Și mi-a dat cu bolovanul în geam. L-au spart geamul și la o fată a ricoșat bolovanul în cap. Și pe urmă a sărit și la bătaie să mă și bat. Nu mai putem să mai mergem liber în geam.
mai programele, pe margine, pe margine, nu pe partea carosabilă, da? Pe margine. Da, mi-a ținut și mă doare foarte tare cap. Unde v-a lovit, după ceafă? Da, mi-a picat piatra și cu parbrizul în cap. Și v-a simțit rău? Imediat? Nu imediat, după... imediat a fost o speriatură foarte mare și pe urmă m-a luat cu amețel. L-ați văzut pe atacator? Da. Pentru că mai devreme îi dădusem bună ziua și noi eram în campanie, aveam geamul deschis. Am jurat primele mașini, iar noi fiind ultima mașină, noi am primit o piatră în parbriz. Iar parbrizul mi-a picat mie în cap și cu piatră. Cap. Echipajul SMURD a intervenit la o pacientă ce prezintă un hematom în zona occipitală în urma unei agresiuni cu o piatră. Deocamdată pacienta este stabilă. În urma investigațiilor ce vor fi făcute, se va stabili diagnosticul final. O duceți la Spitalul Județean? Va fi transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Buzău. Eu acum am venit de la Buzău. Oamenii ăștia mă acuză pe proprietarul acestei gospodării că arunca cu un bolovan. Nu știu nimic, eu acum am venit acasă de la Buzău. E acasă, da. Tatăl dumneavoastră? E acasă, dar nu vorbește decât când trebuie să vorbească. Uitați! Na, nu primește pe nimeni. Nu mai filmați aici. Auziți? Auziți? O secundă, ia veniți puțin! Ce mai, să-mi trag sufletul, că de-abia am ieșit din gherle lor. Așa. Am fost, am băut o bere la localul ăla care l-ați văzut dumneavoastră, așa, acolo unde-i mașina. Momentul gândesc pe poartă, am terminat berea, una blondă din mașina lor mi-a arătat așa, mui băi. Așa. Zic, băi, nesimțit-o, tu mi-arăți mii mui la 62 de ani care am eu. Leu. Ce ați făcut atunci? Păi n-am făcut nimic, am venit în curte, să intru în curte, toți au tăbărât pe mine. Dom'le, ăla grasul care e în pantalon scurt, unul blond, a încercat să dea ca la K1, așa, cu genunchi așa, la bot. Atunci l-am lovit eu pe ăla, pe unul mai bunet, așa, seamănă cu dumneavoastră. Cu ce l-ați lovit? Nu l-am lovit! Din instinct de a mă apăra, aha, l-am lovit, că el a încercat să, da, să-mi dea spre gardul de la magazin, a încercat să dea ca așa. Așa. Bă, zic, ce faci tu? A, te aranjăm noi pe tine. Noroc cu fata de la magazin, cu nevasta și cu o vecină, două vecini de aceea care locuiesc în aceeași casă. Au sărit, eu am vrut să intru în curte. Eu, poate, zice și femeia. Exact ce vă explic eu. Eu n-am aruncat. Cine a aruncat, a aruncat. Că zic, eu le-am zis, băi, m-a stresat azi noapte până la 1 noaptea. Până la 1 noaptea, domnule, a ieșit din magazin cu, și mi-a lipit și mie pe gard. Dacă eu nu-ți permit, de ce lipiști tu acolo? Au zis, dar piatra cine a aruncat? Nu știu tu. Ei pe dumneavoastră vă acuză că ați aruncat o piatră. Ah, era da. Eu în stare să arunci piatră? Păi eu aruncam piatra dacă veneam în coace. Mai zic că le-ați arătat fundul. Cine, eu? Da. Păi, dacă mi-arăți mie așa și mui, băi, moșul. A, le-ați arătat și dumneavoastră? Nu, ea, fata aia blondă, mi-a arătat una mai cu obraj așa, mai... Așa. Da. Mui, moșule, mui! De ce am mă cunoștea pe mine? Că eu eram cu actualul primar, care e. Da. Și deci prin influența lui Sorin Munteanu, da. Ce a zis? Bă, duceți-vă așa, vezi că... Deci nu e adevărat că v-ați dat pantalonii jos, cum au zis dânși? Nu, tată. Nu, nimic. Nu, tată. Da. Pantalon de pijama. Nu, dacă eu mai ți-arăt... ai stare să dai pantalonii jos, când eu ți-arăt cinstit, tată. Da. Și mai am și kilos pe disul. Hai, ridică alea, mai ți-arăt. Nu, iară la oameni aici, pofti, am și kilos pe disul. Când vine ei așa? Ce vrei cu domnule? Nu, domnule, eu am fost cinstit și v-am invitat fără nicio... Dar nu toți, așa cu...